Pentru primul nostru invitat, sărbătorile pascale au coincis și cu aniversarea zilei lui de naștere, iar cu această ocazie îi vom aduce și felicitări, dar nu înainte de a afla cum a celebrat interpretul Grigore Papuc cei 40 de ani de viață. Știu una, vă sărbători și astăzi în platoul nostru. Salutare! Bună! Adevărat înviat! Sper că ești bine, sănătos și fericit! Ai chiar în sâmbăta dinaintea Paștelui, ai fost sărbătorit. În vinerea patimilor. Ai, și-mi dau seama că vinerea plus și seacă, plus și post, n-ai sărbătorit. Desigur, nici nu știu cum să înțeleg, e întâmplător, nu e întâmplător, am o vârstă frumoasă, aș zice, 40 de ani și a venit tăman în vinerea seacă și din acest motiv nu am sărbătorit. Nici cum. Decât în familie. Dar se zice că aniversarea de 40 de ani, ci că nu e bine să ți-o sărbătorești. Așa știu și eu. De aceea și nici nu-mi pare rău că nu am sărbătorit. Zic că nu e nimic întâmplător în viață. Totul este pus așa pe... Așa cum trebuie. Da. Nu știu de unde se leagă acest mit, acest stereotip, dar știu că foarte mulți oameni țin de el. Da, e adevărat. La 40 de ani, te consideri un om împlinit? Slavă Domnului, mulțumesc, eu întotdeauna mă mulțumesc cu ceea ce am, dar sunt un om fericit, am doi băieți mari care încalcă urmele. Cât de mari sunt băieți? Unul are 11, unul 8, așa, o soție care mă iubește și de acum părinții mei nu mai sunt, dar așa e viața. Am părinții soției care la fel sunt părinți. Da, sunt părinți, da, care îi vizităm de fiecare dată când avem posibilitatea. Înseamnă că masa de Paște a fost un fel de 2 în 1 pentru tine și familia ta. Da, exact. Ce ați făcut la Paște? Ați primit oaspeți sau ați mers voi în ospeție? Și am primit oaspeți și am mers în ospeție. Ai ieșit în afara orașului? Ai evadat departe sau... La 40 de kilometri. Nu chiar. Oricum este o... Se simte un aer altfel. Uite, probabil Paștele ne amintește cel mai mult de copilărie și de sat, de părinți, cumva, și iată și melodia cu care o să vii astăzi este anume despre asta, este despre părinți. Da, această melodie am scris special pentru părinții mei, care din păcate nu mai sunt în viață, dar fiind la distanță, nu aveam cum să-i mulțumesc, înțelegeam că ei ne-au crescut ca cineva să rămână cu ei, dar din 7 niciunul n-a rămas și fiind la distanță, m-am gândit că trebuie să îi mulțumesc cumva, măcar printr-o piesă frumoasă. Printr-un cântec. Chiar ai plecat, înseamnă că din țară atunci sigur, când da. Ai scris melodia Nu din țară, din sat. Da. Din sat, mă gândeam că... După cum știți, înainte părinții erau un ideal ca copiii să rămână toți în sat, să fie grămăjoară și mama întotdeauna spunea, măi, din 7 niciunul nu o să fiți în sat, să am cu cine mă juca, cu nepoții, cu... Așa a devenit viața, așa. Dar eu socot că nu e cel mai trist, că sunt care psihotari au plecat și... Da, păi de asta și zic, unii cresc 4-5 copii și toți sunt plecați peste hotare. Exact, da. Și, de fapt, e o dramă a țării noastre. Așa că tu, în calitate de fiu, încă ai fost foarte aproape. Da, eu am încercat, nu știu ce, dar mă ține ceva de această țară frumoasă a noastră. Pot să zic că o iubesc foarte mult și nu că nu aș fi putut să merg peste hotare, dar... Am fost și peste hotare, dar totuși mă leagă ceva aici de pământul ăsta, drag. Așa, trebuie să înțelegem de ce ne naștem acolo unde ne naștem și nu în zadar. O facem, avem o legătură oarecare cu locul în care ne-am născut. Exact, se spune, unde Dumnezeu ți-a dat viața, acolo trebuie să-ți faci... Rost în lume, da. Așa, și rostul tău în lume este să-ți educi băieții, să faci muzică, dar pe lângă asta mai faci ceva. Ce se întâmplă în viața oamenilor care încearcă să facă și artă, dar trebuie să și mănânce? Cu mare regret, în Republica Moldova trebuie să lucrezi mai multe domenii ca să poți să existi. Și eu lucrez în domeniul transportului. Așa.
Așa, așa am că... o afacere în domeniul transportului, da. Așa că dacă o să-l vedeți în trafic, să-l salutați pe Grigore și să-i spuneți că l-ați auzit cântând la Vorbe Bune și o să fie fericit. O melodie care știu că o să sensibilizeze foarte multă lume în aceste momente. Este o melodie rugă pentru părinți, o dedicație pentru toți părinții din lume. Da, așa este, pentru toți părinții, și vreau să îndemn pe toți telespectatorii, cei care aveți părinți, mergeți la ei atât cât mai sunt. Nu uitați de ei, căci o să vă pară foarte rău pe urmă. Din păcate, asta e, pierdem și prețuim doar atunci după ce se întâmplă pierderea. Grigore, te rugăm, locul scenei noastre este aici, telespectatorii sunt dincolo de ecrane. Vă dorim audiție plăcută, dragilor! În spate ne-au crescut părinții pe tot șapte, cu multă credință și blândețe, să aibă ajutor la bătrânețe, cu multă credință și blândețe, să aibă ajutor la bătrânețe. Mamă, când ne așezai la masă, ne ziceai cu vorba ta duioasă, dintr-o bucățică să mâncați, să nu vă certați că-ți sunteți frați, dintr-o bucățică să mâncați, să nu vă certați că-ți sunteți frați. Mă rog Domnului în noapte pentru voi de sănătate, Maică Sfântă, Tatăl meu, păzească-vă Dumnezeu. Am plecat din casa părintească, doi părinți cu ochii la fereastră, ne așteaptă în fiecare zi, poate măcar unul va veni. Ne așteaptă în fiecare zi, poate măcar unul va veni. Mă rog ție, Doamne Sfinte, pentru bunul meu părinte, să le dai lor sănătate și zile nenumărate. Eu vă rog pe voi, surori și frați, de părinți nici când să nu uitați, mai trăiesc părinții, ei ne sunt icoana chiar și sfinții. Lângă noi cât mai trăiesc părinții, ei ne sunt icoana chiar și sfinții. Mă rog Domnului în noapte pentru voi de sănătate, Maică Sfântă, Tatăl meu, păzească-vă Dumnezeu. Mă rog, Doamne, zi și noapte, la părinți dă sănătate, ei sunt tot ce avem mai sfânt pe acest frumos.